Bună ziua, Cătălin Cuturela, Ines Group. Pentru domnul Marinescu, apreciem și noi și abia așteptăm să apară noua lege a infrastructurii. Ați participat, că legea, am colaborat cu operatori, cu asociațiile de operatori pentru noua lege, tocmai pentru a elimina problemele care au fost în vechea lege. Categorii și sperăm să fie mai bună și aplicabilă în primul rând, domnul președinte, pentru că în clipa de față, după cum știți, vechea lege practic nu prea a avut efecte. Întrebarea mea pentru noastră este, apreciem că aveți intenția să reglementați într-un fel accesul pe domeniul public. Ceea ce ne interesează pe noi și am și menționat în întâlnirile avute este că ne-ar interesa să găsim împreună o soluție de ușurare a procesului de autorizare. Mai exact, derogări. Și știți foarte bine, mă refer în special la mere de rap, la Ministerul Dezvoltării, care încă are probleme cu legea construcțiilor 50 și ne punem speranța noastră și în minister pentru a găsi o soluție de a urgenta sau a simplifica procesul de autorizare. După cum știți și Ronetul este în aceeași situație. Din cauza procesului de autorizare, practic este întârziat și ajungem din nou în coada Europei. Degeaba avem bandă, degeaba avem tehnologii și specialiști dacă nu reușim să acoperim zonele albe. Deci asta ne-a interesat, dacă aveți de gând să, întrebarea mea, dacă aveți de gând să simplificați procesul de autorizare. Și analizăm ultimele observații ale Ministerului Dezvoltării, sper să trecem peste ele cu bine. Se lucrează în paralel și la normele tehnice, pe care vechea lege nu le-au avut, dar și care în noua lege, practic, dacă nu greșesc, se vor aproba prin ordin comun de ministru la Ministerul Dezvoltării și Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională. El ar trebui să apară, să zicem, succesiv, dar aproape simultan cu legea, ceea ce ne dorim cu toții. Adică noi înțelegem și chiar vă înțelegem și poate sunt operatori în sală care pot spune că unde a fost cazul și unde am putut să fim alături de operatori, am fost discutând cu autoritățile locale și vom fi și în continuare. Avem aceeași deschidere ca și până acum. În condițiile în care va apare noua lege, aveți intenția să re-reglementați, ca să zic așa, sau să reavizați proiectele existente, mă refer la NeCity, Dark City și mai departe? Dacă legea va, în față de proiect, acest lucru este prevăzut și avizul conform devine obligatoriu pentru autorități. Deci o vom face. Să sperăm că legea va ieși în modul cum, adică va ieși în forma în care este acum. Dar le veți reglementa după vechile avize sau veți emite noi avize? Conforme. Cred că nu are relevanță. Până la urmă e vorba de condiții economice și tehnice de acces pe domeniul public, pe rețeaua respectivă. Deci nu cred că are relevanță, că e vechiul practic. Păi, cea veche va fi abrogată din câte înțeleg de noua lege, pe de o parte, iar pe de altă parte... Pe baza informațiilor pe care le vom cere de la cel care deține rețeaua respectivă. Pentru că, mă rog, întrebarea era retorică, pentru că vechea lege n-a produs efecte, asta era ideea. Pe domeniul ăsta, da. Da.